Domnule președinte, doamnă consul, Vaslok, în primul rând vreau să vă mulțumesc, este prima dată când mă aflu la Cernăuți și vreau să vă cer iertare că trebuia să vin mai demult aici. Și nu doar eu, ci și alți prim-ministri ai României sau alți președinți, pentru că sunt atâtea lucruri care ne leagă încă. Și pentru că eu consider că statul român are în continuare obligația și poate în colaborare cu statul ucrainean să sprijine păstrarea identității culturale, religioase, educaționale a românilor de aici din Bucovina. Vreau să știți toți că am fost în Baia Mare și în Suceava și am folosit acest prilej să vin și până la Cernăuți, pentru că m-am întâlnit la Putna de 15 august cu oameni veniți de aici, din Cernăuți, din satele din jur și... Stați un pic, că vorbiți după aceea. Și mi-au spus, mi-au reproșat un lucru. Mi-au spus, domnul Ponta, v-am văzut că ați fost la Chișinău, la Cahul, la Bălți, ați fost de foarte multe ori, ați făcut foarte multe lucruri pentru românii de peste Prut și la noi, la Cernăuți, n-ați venit niciodată și noi suntem tot români și ne dorim să avem sprijinul pentru a ne păstra și a dezvolta proiectele culturale, proiectele de educație, proiectele, inclusiv proiectele de colaborare transfrontalieră. Și am zis că cei care mi-au reproșat atunci aveau dreptate. Așa încât, cu prima ocazie, împreună cu primul ministru de la Chișinău, cu domnul Leancă, am mers la Kiev, ne-am întâlnit cu primul ministru Iațeniuc, care știu că este de aici, din zonă, și am spus că România și Ucraina pot acum să fie nu doar vecini, ci și prieteni, și că pentru noi, pe noi se pot baza în continuare, iar noi ne dorim pentru românii din Bucovina doar să putem să-i ajutăm în proiectele lor culturale și de educație și religioase. Și primul ministru Iațeniuc mi-a spus că sigur că da, că a trăit aici, că știe foarte mulți români și că putem împreună să facem lucruri bune pentru oamenii de aici. Primul lucru, am semnat acel acord pentru traficul de mică frontieră și cred că noul Parlament ucrainean îl va ratifica foarte repede, la fel se va întâmpla și la București și în felul acesta, pentru cei care locuiesc în maxim 50 de kilometri față de graniță, vom avea acele permise speciale care vor da un statut special și tot acest comunicație între cele două părți ale graniței se va face mult mai ușor. Eu însă spuneam reprezentanților autorităților din Ucraina că România va sprijini Ucraina așa cum am sprijinit și Moldova să nu mai existe deloc vize pentru cetățenii din Ucraina de intrat în Europa. Eu am fost cu domnul prim-ministru Leancă de la Chișinău, am fost la Bruxelles și atunci președintele Comisiei Europene a anunțat că pentru cetățenii din Moldova nu se mai cer vize pentru intrat în Europa. Și același lucru vom face și vom sprijini pentru toți cetățenii din Ucraina să intre fără vize, pentru că, să știți, și noi am avut această problemă și noi știam ce înseamnă să stai la coadă la vize, să fii ținut la graniță și atunci când pentru români din România în 2003 nu au mai fost vize, ne-am simțit respectați și ne-am simțit cu adevărat cetățeni europeni și asta trebuie să se întâmple și pentru dumneavoastră. Până atunci însă acest acord pe care l-am semnat la Kiev cu domnul Iațeniuc ne va permite și va permite comunității de aici, români, ucrainieni, să meargă mult mai ușor în România, să aibă loc acest trafic de frontieră mult mai ușor. Există însă niște proiecte pe care statul român și guvernul român poate să le sprijine și despre care doamna consul mi-a vorbit, începând cu refacerea casei lui Aron Pumnu și miercuri în ședința de guvern,
vom aloca toți banii necesari pentru repararea acestei locuințe, dar sunt și alte proiecte importante pe care noi putem să le sprijinim, pentru că, mulțumim lui Dumnezeu, a fost un an bun în România, avem mai mulți bani decât înainte și vreau ca acest lucru să se întâmple și să se fie simțit de toți românii. Mi-a spus cineva, tot doamna consul, cred că mi-a spus, că a văzut că România am luat anul acesta 1700 de microbuze școlare pentru școlarii din România. Și am dus 100 de microbuze școlare, le-am dus la Chișinău, pentru școlarii din Republica Moldova. Și mi-a zis, doamna consul, nici măcar un microbuz nu poate să ajungă la Mahala sau în alte localități de români. Și am spus, ba da, aveți dreptate. Iertați-mă, trebuia să ne gândim mai din timp. La fel, putem să sprijinim împreună și lucrările religioase, bisericile. La fel putem să facem ca manualele pentru copii și cărțile să ajungă mult mai ușor și peste Prut și aici peste Siret, peste graniță. Și asta ține doar de un pic de voință, pentru că nu sunt mari cheltuieli și nu sunt lucruri pe care România să nu poată să le facă. Trebuia însă să fie un început. Când am aflat că niciun prim-ministru al României n-a ajuns în ultimul timp la Cernăuți, am zis să-mi cer eu iertare, să vă spun că de acum încolo sper să vin la fel de des la Cernăuți, cum am mers la Chișinău, și că împreună cu dumneavoastră putem să facem ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani. Cred că o să avem și o relație mult mai apropiată și mai prietenească cu guvernul de la Kiev și asta va fi spre binele comunității din Bucovina. În rest, încă o dată vă mulțumesc pentru primire. Mulțumesc celor care vă reamintesc la Pudna. Mi-au zis că nu sunt român doar peste Prut, sunt român și aici și că am aceeași obligație față de ei. Mulțumesc autorităților ucrainene care înțeleg că sprijinul nostru este un sprijin din inimă și nu reprezintă nimic rău la adresa Ucrainei, ci dimpotrivă este un sprijin și un semn de prietenie. Și acum vreau doar să vă zic că după această primă vizită o să vin cât de des o să pot și să știți că la București o să ne gândim mai des la dumneavoastră. Mulțumesc mult de tot și vă ascult cu mare drag. Mulțumesc! Mulțumesc!